Peste 70 de fermieri din toate județele Moldovei, care lucrează aproximativ 60.000 de hectare de pământ, vor autostradă. Este vorba despre Asociația Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice Iași, care susține demersul omului de afaceri sucevean Ștefan Mandachi. Din calculele efectuate de către specialiștii asociației, rezultă că lipsa autostrăzilor care să lege Moldova de porturile de la Marea Neagră și către vest crescă valoarea produselor transportate cu aproximativ 10 euro pe tonă.